Dimineața, prietenii mei, frații mei, vecinii mei, cunoscuții mei, Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, pace și fericire și în această dimineață de marți. Și în această dimineață de marți, Dumnezeu ne vorbește din cuvântul Său, Biblia, și ne arată câteva versete frumoase în Luca, care spune așa: Domnul nostru Iisus Hristos a spus următoarele: Omul bun scoate din visteria inimii lui lucruri bune, iar omul rău scoate din visteria inimii lui lucruri rele, căci din prisosul inimii vorbește gura. Mai departe, în Matei, mi se spune următoarele: Pui de năpârci, voi spuneți lucruri bune, dar voi sunteți răi, căci din prisosul inimii vorbește gura. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeu nostru, Tatăl nostru, pentru cuvântul minunat din această dimineață de marți. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne vorbești, căci inima este corelată cu faptele noastre. Cum am putea noi să spunem lucruri bune când de fapt în inima noastră sunt lucruri rele? Ajută-ne, Doamne, să facem faptele Tale, ajută-ne, Doamne, să avem gândurile Tale. Te rugăm, Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, desăvârșește-ne pe toți și în purtare și în vorbire, asemenea Fiului Tău, Iisus Hristos. Te rugăm, Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, modelează-ne, cizelează-ne și fă-ne, Doamne, cum este plăcut și bine înaintea Ta, și nu lăsa, Doamne, pe vrășmași să se bucure de gândurile noastre, de faptele noastre, ci mai degrabă, Doamne, cu toții să aducem roadă pentru împărăția Ta. Te rugăm, Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, și în această dimineață de marți, să pui în fiecare dintre noi un Dumnezeu statornic, care să împlinească legile, poruncile și înduielile Tale, care întru totul să fie de dat ție, cu toată inima și cu tot sufletul. Te rugăm, Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, să iei aminte la rugăciunile noastre și să ne împlinești Tu, Doamne. Te rugăm, Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, pentru cei bolnavi să-i vindești Tu, pentru cei care sunt în spitale să le dai familie o sănătoși, pentru cei întristați să le iei Tu tristețea, pentru cei îngrijorați să le iei Tu grijile, pentru cei care n-au servici, Doamne, Te rugăm să le dai posibilitatea să-și câștige pâinea măcistit, pentru cei care sunt stăpâniți de duhuri necurate, Te rugăm, Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, și prin merite Fiului Tău, Iisus Hristos, să-ți întinzi mâna asupra lor, Doamne, și să alungi din ei acele duhuri necurate și să pui, Doamne, în ei un Dumnezeu statornic care să împlinească ceea ce este plăcut înaintea Ta și să fie și ei, Doamne, mântuiți pentru părăția Ta. Vin înaintea Ta, Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, cu mama mea, frații mei, prietenii mei, vecinii mei, cunoscuții mei, să Te rog, Doamne, să revești Duhul Tău cel bun și sfânt asupra lor, să le dai gândurile Tale, faptele Tale, să le mărești credința, să-i ajut, Doamne, să duc cuvântul Tău mai departe, Biblia, ca vericulă cât mai mulți oameni, Doamne, să afle despre Tine, despre Fiul Tău, Iisus Hristos, cine ești Tu, Doamne, ce dorești la ei și cu toții să fie mântuiți pentru părăția Ta. Îți mulțumim cu toții, prieteni, frați, vecini, cunoscuți, pentru dragostea Ta, pentru bunătatea Ta, pentru îndurarea Ta. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, care izbăvești, care mântuiești pe toți cei care Te cheamă și Te caută cu toată inima și cu tot sufletul. Te rugăm, Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, dă-ne urechi care să audă cuvântul Tău, dă-ne, Doamne, ochi care să vadă precum vezi Tu, dă-ne, Doamne, o gură care să laude numele Tău, dă-ne, Doamne, un duh nou de credință, un duh nou de adevăr, în a face ceea ce este plăcut înaintea Ta. Îți mulțumim, Te binecuvântăm și lăudăm numele Tău cel prea sfânt și glorios. Tu, Doamne, ești Dumnezeu cel puternic, Tu, Doamne, ești Dumnezeu cel veșnic, care Te îngrijești de toți cei care doresc să facă voia Ta. Desăvârșește-ne, Doamne, pe toți, niște copii ai Tăi, și mântuiește-ne, Doamne, pe toți, pentru părăția Ta. Îți mulțumim, Te binecuvântăm și Te lăudăm, și tot ceea ce cere în Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, Duhul Tău cel bun și sfânt, gândurile Tale, faptele Tale, să ne ajuți, Doamne, să facem cuvântul Tău mai departe, Biblia, să ne ajuți, Doamne, să-ți rămâne credincioși până la capăt, să ne dai, Doamne, biruințe la toți asupra răului și rău să nu ne birească pe niciunul dintre noi. Să le cerem, Doamne, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, și prin merite Fiului Tău, Iisus Hristos, care recunoaște-n ca Domn și Mântuitor în veci de veci. Amin.